Bună ziua și bine v-am regăsit în podcastul Radiologia, unde de obicei scoatem radiologia din beci cu radiologia. câte un invitat. Astăzi e o premieră, avem două invitate. Îmi doream de mult să am în podcast niște rezidenți de vârste diferite. Planul meu fiind să îi chem, să le chem și peste câțiva ani să vedem dacă ceea ce povestim astăzi rămâne valabil și peste câțiva ani. Uh, ele sunt Raluca și Monica, rezidente de anul 3 și 4, dacă nu mă înșel. Uh, așa că vă las să vă prezentați în ordinea numerelor de pe tricou. Începem cu cea mai mică, ea Zira Luca. Uh, bună, de, sunt tine. Raluca Rusu, sunt uh, rezidente în anul 3 pe radiologie și magistra medicală. Sunt uh, din Piatra Neamț și uh, mi-am desfășurat rezidențiat în București. Na, ok. Monica. Tu ești de la mare distanță acum, dar ești româncă de-a noastră, da? Bineînțeles, întotdeauna o să fiu româncă. Așa. Salut, mă bucur să vă revăd. Sper că în curând și live. Sunt Monica Buturoiu, sunt anul 4, medic rezident, radiologie și magistică medicală. Și sunt... Unde ești acum? Unde ești acum? Acum sunt în Germania, am Așa. primit o bursă, un scholarship de trei luni, Excellent. sunt în Rostock. Pe, da, Mulțumesc și se desfășoară principal, învăț principal despre musculoscheletal, radiologie musculoscheletală, însă lucrurile merg mai departe de atât și învăț orice aici. Slavă Domnului! Uh, hai, să, uh, hai, să, luăm un pic așa pe rând. Uh, pf, de ce ați dat la medicină? Cum? E o pasiune mai veche, e... au vrut părinții, ați nimerit din greșeală. Raluca. Încep eu. Hai, zi Monica. Uh. zi Monica, Hai, la mine e scurt, nu știu de ce am dat. Așa. Uh, ba... A fost o curiozitate să aflu mai multe despre partea de anatomie, mi-a plăcut și chimia și am zis, de ce nu? <laughs> și am ajuns, pur și simplu, să mă pregătesc pentru examenul de medicină și așa... Da, așa, te-ai fost... visat tu în halat alb sau numai că ți-a plăcut chimia și anatomia și ai vrut să faci disecții ca la atlasul de anatomie? Mi-am Mi -am dorit, n-am știut dacă o să-mi placă sau nu am zis să încerc. Na, ok. Și da. tu, Raluca? Eu am făcut liceul cu profil real de matematică-informatică, nu m-am gândit la medicină, decât în clasa a 12-a, în iarna clasa a 12-a Și după am început de mers, după ce m-am hotărât eu că asta vreau, am început să fac pregătire la biologie Dar am dat admite totodată și la automatică și calculatoare, ca să am eu wow. o pasă de, de siguranță Și după am ales dintre cele două și am ales, am ales medicina Bine, asta oricum era prima alegere, automatica și calculatoare erau... Adică a intrat și la automatică și calculatoare și ai ales medicina. Da. Ok. Da. Și ești împăcată cu această alegere sau ai niște cold feet, ca să zic așa? Um, pot să spun că sunt împăcată cu alegerea, dar... Câteodată, în timpul facultății de medicină, cred că am avut și niște gânduri așa de. să mă gândesc dacă a fost într-adevăr cea mai bună alegere sau nu. Dar acum, în momentul acesta, nu, nu regret. Na, ok. Este bine atunci. Uh, și de ce ați ales radiologia? Adică v-a plăcut din facultate? Sau mai hai să vedem așa. Ce v-a plăcut cel mai mult în facultate? Că voi sunteți proaspete, așa aproape de, aproape de facultate. Ce v-a plăcut cel mai cel mai Materia, sau nu știu cum se zice, materia, profesorul Habana? Uh, mie mi-a plăcut cel mai mult histologia, că am avut o. Uh, Psihologia! Uh, nu, histo, histologia. Ah, histologia cu celule, <laughs> cu alea, stăi la microscop. Da, da, da exact, Aoleu. orice e vizual. Deci, uh, asta mi-a plăcut cel mai mult, după morfopatologia. Și, na, după mă gândeam normal la anatomie patologică, dar uh, m-am răzgândit rapid de când am văzut că. Am, în fine, am întrebat mai multe feedback-uri de la medici rezidenți și specialiști și am văzut că e destul de greu pe anatomie patologică să-ți găsești ulterior de muncă. Nu știu dacă mai ai aceeași situație și acum. Nu, <laughs> și... Cred, nu cred că e greu, da? Mie mi se pare grea și anul ăsta chestia asta, să stai toată ziua cu la mea în față, pf, nu prea ai nu prea, nu știu, whatever, bine fiecare cu ale lui, dar se bătea lumea pe histopatologia cu ceva vreme că erau sporuri mari că nu știu ce, acum nu știu dacă mai e chiar la fel, dar mă rog bine că ai venit în domeniul radiologiei Monica, tu ce ai vrut de fapt sau cum ai ajuns în radiologie? Sincer, chiar mi-a plăcut stagiul de radiologie, bine bineînțeles mi-au plăcut stagiul în care o, asistenții, doctorii au fost foarte implicați cu noi și au fost aproape de rezidenți Uh, și am fost influențată de chestia asta, așa că mi-am dorit, da, radiologie, gastro, uh, cam asta a fost topul meu, radio și gastro <laughs> și m-am gândit așa ce mi se potrivește mie uh, și am ajuns la radio. <laughs> Dar da, într-adevăr, uh, radiologia mi-am cu plăcere că mă duceam la fundeni la stagiu de radio. Uh, am avut uh, un asistent uh, a cărui grup, noi am fost prima în grupa lui și atunci și-a dorit foarte mult să, să ca noi să reușim să avem note mari Aha, să da, iasă și el pe piață cu studenți bine pregătiți și atunci s-a văzut bine S-a văzut foarte mult pasiunea lui, probabil că e într-adevăr pasionat, adică n-a fost ceva doar de primul, primul contact cu studenții și cred că în continuare la fel de pasionat și de cum radio, mai, dar cum pe mine mai înțeleg. Mai... Cum se mai fac stagiile alea la fundenie? Radiografiile pe negatoscop sau uh, când ai ajuns tu se avansase mai încolo un pic de chestia asta? Uh, erau radiografii proiectate pe, pe videoproiector. Dar da, din păcate, da, tot 90% poate, poate, hai să zic, da, 90% tot doar radio, radiografie standard. Asta era. Același nu lucru. Prea, se... Nu prea aveam acces la alte lucruri. Același lucru se întâmpla și la, și la Iași. Noi tot într-o cameră mică cu un negatoscop, nu, nici măcar nu erau proiectate, cel puțin cele de la LP-uri, de la lucrările practice, erau radiografii și negatoscop și trebuia să da, uh, să le interpretezi, da, Și ați aflat, ați aflat că acum radiologia standard este foarte mică, 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 comparativ cu restul radiologiei, și că de fapt ați învățat în facultate ceva care probabil nu vă mai este de folos, și în orice caz, în viitorul apropiat, probabil că din ce în ce mai puțin vă va fi de folos. Știți că prin Anglia, spre exemplu, există radiografări care ei scriu și rezultate, da? Deci ei fac radiografiile și dau și rezultate. Adică nu mai este nevoie de aportul medicului neapărat, iar AI-ul care vine ne va... că în momentul de față există AI care interpretează radiografii de politraumă, de oase, de nu știu ce, în Franța, în spitale, chiar mari de tot. Și fără intervenția medicului, decât în cazuri absolut speciale. Da? Deci v-ați pregătit într-un domeniu care probabil că va fi pe linie moartă în curând. Dar acum, viața voastră de rezident, acum, cum, cum, funcționează? Ce faceți în fiecare zi? Raluca, la tine, acum, cred că e un pic mai simplu. Cu Monica va fi mai complicat să ne povestească ce face ea în fiecare zi. Eu uh, momentan sunt pe stagiu de radiologie intervențională și merg uh, efectiv și asist la, la angiografii, la embolizări, chemoembolizarea metastazelor hepatice, cam, cam asta fac acum. Din ianuarie okay. va fi un puțin mai uh, interesant că voi începe stagiu pe radiologie pediatrică și uh, am puține emoții. Ok, la, la Grigore Alexandrescu, bune. Da, da, da. Aia o să fie fain. Eu... Uh, mi se pare întotdeauna complicat să te uiți la radiografii de copii Parcă trebuie să resetezi totul și să o iei de la capăt cu toate cunoștințele Dar cum decurge viața ta acum? Adică te duci la, acolo, participi în uh, intervențiile alea și după aceea rezultate la RM, la CT? ceva? Înțeleg, după aceea rezultate la RM, la CT, cam, cam așa se desfășoară lucrurile OK, și ai început cu aceste rezultate la RM și CT din primul an de rezidențiat sau ulterior Eu, așa? Din, din în primul an am stat mai mult pe radiologie convențională și după aia din anul 2 am început cu CT-ul și apoi cu, cu rezultatele de RM. Uh, eco Eco, pe la Eco ai trecut? Deocamdată, Eco, pot să zic că am făcut cam puțin, dar din ianuarie cu siguranță voi recupera, eu așa spun, <gântu -i> la radiologia pediatrică dacă acolo. Te vor cred, băga voi și împăta. în gărzi, da. dacă te bagă și în gărzi cu siguranță. Monica, ea spune ne, periplul tău, că ai plecat din. ai lăsat țara asta frumoasă, by the way, uh, suntem pe 4 decembrie când înregistrăm acest podcast, uh, m-am îmbrăcat și eu, accordingly. Cu 1 decembrie, deși nu sunt cel mai patriot dintre, dintre români Nu știu când va fi publicat podcastul ăsta, așa că probabil că lumea va și uita de 1 decembrie Dar tu, o mare patriotă, ai trecut la o bursă întâi în Franța, da? Și cum a fost în Franța? Da. A fost un internship de șase luni Așa se wow. desfășoară acolo, din șase-șase luni. fluentă în franceză acum? Uh, S-a france? <laughs> <Come on. laughs> uitat foarte rapid franceza mea. Mi-a trebuit doar că două-trei zile ca să nu mai vin aici o cuvinte în franceză și să mă, mă echilibrez pe, pe engleză. <laughs> um, da, au fost șase luni nu, în Franța. Până ce în, ai făcut acolo? În ce spital era? Sau ce, ce fel de spital era? General. Am făcut un pic din toate, inclusiv pediatrie. Și da, succes, Raluca! Succes! <laughs> la pedi. Nu e punctul meu foarte pediatria. Îți trebuie foarte, foarte multă răbdare. Trebuie să ai anumită, o anumită plăcere să să interacționezi atât cu copiii cât și cu părinții. Da, și o anumită răbdare um, și niște dopuri de în urechi ca să nu-i auzi cu murlă, da, corect. <laughs> da, au fost cu peripeții. Așa, da, și, e, și la, cum a decurs viața Bun. ta acolo? Adică ce făceai? Aveai responsabilitate, scriai rezultate da. sau nu mă te uitai? Bănuiesc că în alte șase luni ai avut responsabilitate. Nu ai făcut și gărzi înțeleg. Din prima zi, din prima zi gardă din prima săptămână uh, a fost foarte bine. În prima, prima gardă a fost. Mă simțeam ca într-un film, efectiv. Uh, când vorbeam la telefon, eram, eram pierdută, dar cumva trebuia să reușesc să deslușesc suspiciunea diagnostică, câți în are pacientul și tot așa. A fost, Auzi, eu uh, a cred, fost interesant. Cred că... Cred că cea mai simplă parte a fost diagnosticul imagistic, cred că mai complicat a fost comunicarea. Da, lui, da, da. Nu? Mai erau români acolo? Uh, în serviciu, da, da, medic specialist, da, mai era un medic specialist și un medic rezident, uh, dar intern francez. Uh, a asta a fost un plus, într-adevăr, pentru că m-am înțeles bine cu toată echipa și, uh, și mai mult cu românii și atunci ai deci mă ajutat rezidenti? mai ales la început. Deci doar tu, fost tu și trei. încă cineva? Nu, trei în total. Eu, pe post de rezident extern, alt, altă încadrare, și doi rezidenți interni, unul dintre ei, din întâmplare, fiind român, no, plecat okay. din Franța înainte să înceapă rezidențiatul. Plecat în Franța. Bun, și acolo. Da, acolo făceam de toate. Ce ți Erau... s-a părut cel mai greu, în afară de franceză? Cel mai greu, dar de a devenit cel mai util lucru, responsabilitatea. A fost greu să, să fiu singură noaptea. Mă rog, reseniorul. Ia să o întrebăm era... și pe Raluca. Raluca, tu ai responsabilitatea cum a rezidențiat în anul 3? Cu siguranță, din ce povestește Monica, ea a avut parte de mult mai multă responsabilitate decât am avut eu până acum. Dar cred că îmi va surâde și mie un, un scholarship de acest fel, de cel puțin acesta de trei luni. Chiar pare foarte interesant să merg să vă și eu cum va fi. Dar oricum este o responsabilitate mai redusă. Adică noi suntem tot timpul contra parafați. Și gărzi singură pe propria ta răspundere bănuiesc că nu faci, Nu, nu. Uh, facem un găr și pot uh, parafat doar pe parte de ecografie și de uh, radiologie convențională Deci doar pe radiologie convențională pot uh, parafa În rest, la okay. interpretarea CT-urilor sunt uh, contraparafat Deci din păcate practic nu s-a schimbat nimica Așa era și pe vremea mea, nu aveai nicio răspundere, tot rezidențiatul era un fel de studenție, stăteai, învățai, citeai, te lăsai scărmănat și certat de voi mai mari și toată lumea te beștelea și la sfârșit, când deveneai specialist, începeai să te dai cu capul de toți pereții și abia atunci începea cu adevărat răspunderea. Lucru complet diferit față de afară, unde, cred că am mai povestit asta într-un podcast, eu în primă, când am ajuns în Anglia... Uh, erau niște rezidenți de anul 3, nu, luna a treia, luna a treia de rezidenția, nu anul 3, pardon, luna a treia de rezidenția, care făceau punctii uh, ecoghidate de transrectale pentru prostată, da? Și a venit și a întrebat prima oară pe un drumător cum se face să-i arate și lui să nu știu ce, a venit, a arătat și a mai venit întâmplător și a doua sau a treia zi, nu mai știu, să mai întrebe odată și s-a zdropșit îndrumătoarea aia la el, dar ce? Dar ți-am arătat odată, dar de câte ori să ți arăta? Și eu mă, mă acolo, eu eram anul 5, nu numai că nu făcuse, nici nu văzusem în viața mea așa ceva. Și ei făceau chestia asta din anul 3, deci da, e o răspundere mare acolo și te învață de mic cu stresul și cu răspunderea. Și cred că înveți accelerat așa, adică clar, dacă nu ești în dorul Eli, că lasă, că până la specialitate stăm liniștiți, de-aia Luca chiar te sfătuiesc insistent să faci un pas înspre afară, să vezi un pic cum se vede Românica de acolo. Și așa de tare ți-a plăcut Franța, Monica, că te-ai cărat în Germania, da? Deci, după uh, șase da. luni de Franța, acum ești la o altă bursă, da? În Germania, la Rostock, înțeleg. Și acolo gânduiesc uh, da. că nu vorbești germană, nu? nu. Că nu. deja mă complexezi. Bocaz, nu. Nu, nu. Așa, okay. nu, nu, nu. nu. Nu E ceva complicat cu germana. Așa. Uh, nu, e în engleză totul, dar nu era obligatoriu să știu germania când am aplicat. Sunteți mai mulți bursieri uh, sau ești singura? Singura. Singura. Da. Ok. Și cum e? Uh, Comparativ cu Franța, cum e? Mai bine, mai rău, mai. Nu pot să compar neapărat lucrurile, pentru că în Franța am fost intern, ca un intern francez, aveam toate responsabilitățile unui rezident francez acolo, aici sunt un medic în vizită cum ar veni, ei trebuie să mă învețe mai mult pe mine, dar okay. da, îmi dau și mie pacienți, îmi dau cu părerea, mai nou, Scriu și rezultate în germană, A, nu. bineînțeles că sunt... Nu... Noroc că ne ajută Google Translate, exact, care e din ce în ce mai bun. Uh, ok, deci practic acum față de Franța înseamnă că asta e un pic de relaxare dacă ești uh, la acest fel de bursă. Până la urmă îmi dau seama că francezii de fapt sunt niște șmecherii așa de fel, că peste tot așa se întâmplă. Păi, te pun la treabă, dar te pun la treabă de obicei numai unde au ei nevoie și unde nu vor oamenii lor să facă. Uh, nu știu, ce ai avut contacte cu RME-ul, spre exemplu? Te-au lăsat și la rem. Uh, da, dar exact cum ai spus, ei te cheamă acolo unde au nevoie. Uh, pe mie personal mi-a plăcut experiența pentru că uh, am făcut multe gărți și atunci am acoperit un pic lipsa asta de gărzi pe care am avut-o din, cu care am venit din România în Franța și mă descurc mai bine, simt că mă descurc mai bine în gărzi și am oricum mult mai multă încredere în mine și asta m-a ajutat foarte mult. Pe partea de reme, o dată pe săptămână, câteva ore eram pusă, pentru că trebuia să fiu pusă pe ECO și pe CT, unde e un volum mai mare, unde sunt urgențe mai multe, unde au nevoie de tine și care care era volumul tău de muncă în Franța, adică când era într o tură de CT, câte CT-uri erau ale tale, spre exemplu? lucram, lucram cu la cu seniorul, adică eu stăteam la consola mea, seniorul, meu, seniorul din tura de respectivă de CT stătea lângă mine. Se luau pacienți unul după altul, nu, nu mi se atribuiau în sine pacienți și îi luam pe rând în ordinea în care se scanau. Ok, dar cam cât? 4? 4 15 pe oră. Și tura Luca, câte CT-uri vezi într-o zi? Uh, păi pe tura de 7 ore se fac cam 14 CT-uri, cam așa mult mai puține programări, dar mai vin și din, din urgențe extra iar pe partea de RME care funcționează 24 de ore se zic că în 24 de ore pot să fie și până la 30 de RME-uri 24 de ore, spun eu, poate să fie 48 de remeneuri uri ușor ușor, numai dacă sunt niște disfuncționalități majore, să stricare meu, nu poți în 24 de ore să faci 48 de ore, poate, poate exagerez, dar 40 faci sigur. Ce vă sperie pe voi acum în radiologia asta? În viitorul vostru apropiat că, uite, mai aveți 2 ani de până la final, Monica mai are 1, ce vă sperie cel mai tare în clipa de față? Sau nu vă sperie nimic, sunteți cele mai curajoase rezidente pe care le-am văzut vreodată? Mă sperie faptul că e atât de vastă radiologia. E și un lucru foarte frumos și uh, provocator și îmi și place asta, dar cumva mă și sperie că mi se pare extraordinar de multe lucruri de știut și uh, cumva cred că direcția va fi supra-specializare pe cele bucăți mici de radiologie. Ia să le spui tu asta și colegilor noștri din România care dau tot ce mișcă, nu... Nu ratează nimic, că e cap, că e burtă, că e genunchi, că e degetul mic, ei știu tot. Ei știu tot, scriu tot, trei rânduri fără concluzie și au scris un rezultat la RM ca și cum ar fi pe radiografie și a venit pacientul fix cum a plecat de la RMN. Da, corect, e foarte vast și puțină lume înțelege chestia asta până când nu apuci odată să citești ce înseamnă și doi la mână să te caute un clinician să spună -ți întrebări țintite. Ceea ce și asta nu se întâmplă des, dar afară cred că Monica poate să confirme că acolo ți se pun întrebări țintite. Adică vine întrebarea, domne, pare diverticulită sau are apendicită? Una din două și tu nu poți să o dai cotită că e aici niște inflamații în mezenter, uh, apendicită versus diverticulită. Nu ține, trebuie să ăla se ține de tine, să-i pui diagnostica să știe ce face. La noi nu prea te întreabă chestii așa de țintite. Bine, când am fost la un interviu de o săptămână în Franța, pe vremea când visam și eu cai vers pe pereți, uh, într-un spital destul de interesant, așa, nu avea reme, avea în rez de toate, dar era un spital regional, m-am uh, mâncat pe mine undeva să zic că mă pricep să fac ecomusculoscheletal, eu fiind undeva la. mai făcusem ecomusculoscheletal în Anglia cu doi ani în urmă, și de atunci am nu făcusem decât reme și m-au pus ea să, să caut un ligament scafol la mâna unei doamne și ai de capul meu, deci ce a fost cam, cam albastră situația. Mă uitam, ziceam, da, e pe aici, pe undeva, dar care este, n-aș putea să spun. dar exact întrebări din astea țintite vin și la astea când primești întrebările țintite Îți dai seama cât de vastă e radiologia asta și că trebuie să fii capabil teoretic să răspunzi la întrebări și despre uh, hipocamp și despre uh, placa volară de la uh, mână sau de la picior și așa mai departe. Um, ok, deci, uh, da, privitor la așa, la job, unde vă vedeți voi, așa, în, în România, în afară, uh, dacă în România. Vi se pare că e un mediu ok și din punct de vedere plată și din punct de vedere muncă? Adică balanța asta, așa zis, a celebra balanță, work-life balance, cum vi se pare? Așa, pun, pun întrebările astea și o să, le, o să vi le repet peste 5 ani să vedem cum o să fie. Dacă o să mai, dacă o să mai existăm până atunci, chiar aș fi curios să văd, cum se schimbă, că oameni se schimbă lucrurile. Odată ce devii specialist și începi să lucrezi și așa, sunt niște lucruri simpatice care se schimbă în interiorul nostru, al tuturor și chiar aș fi curios cum o să răspundeți peste 5 ani la întrebarea asta. Dar acum, acum cum, cum vi se pare? Piața muncii în România, spre exemplu, vi se pare ok? Păi eu cred că un radiolog în ziua de azi poate să-și găsească de muncă în România, Uh, no, dar ce, că adică mi-am dat seama că toată Europa are nevoie de medici. Și atunci depinde de tine ce vrei să faci, te poți schimba, poți să începi într-un loc, după aia te poți duce în alt loc, depinde cât de mult vrei tu să, să fii într-o anumită țară sau să fii într-un anumit spital. Uh, mie, de exemplu, mi-ar plăcea să, fiu, să lucrez într-un spital mare. Pentru a avea acces la o echipă de radiologi. Cumva, asta cred că, nu știu, lipsește, poate, mai mult în România. Aici oamenii sunt, efectiv, o echipă. Te duci la ei. Fiecare doctor are o anumită particică care o știe mai bine și primește întrebări de la absolut toată lumea pe particica aia și acolo, da prezent, la spital, zilnic, multe ore și primește întrebările respective pe lângă munca pe care trebuie să o facă obligatorie, asta lipsește. Și asta mi-a plăcea mie să primesc în România. Să am parte de o echipă. Și în Franța și în Germania oamenii se ajutau. Și erau toți acolo. Echipa trebuie să o faci. Da. Echipa trebuie să o faci. Dacă nu poți să te alipești unei echipe, trebuie să ți o faci. Și eu am alergat toată viața după o echipă. Adică fiecare loc unde am în toate locurile de unde am plecat, am plecat în general pentru că nu mai aveam echipă. Dispăruseră oamenii care, cu care vorbeam și care, cu care aveam, de la care aveam feedback, de la care aveam de învățat. Și clipa în care rămâi fără echipă, deja odată te simți singur, te simți inutil și nu mai ești confortabil, că nu ai niciun fel de plasă de siguranță. Întotdeauna echipa te poate ajuta indiferent de ce specialitate este, adică echipă nu mă refer doar la radiologi, nu adică echipă înseamnă da. în sensul larg, ca ai zis spital și un spital mare da. și așa, ideea este să ai uh, uh, și alte specialități care să... Îți pună întrebări, să le răspunzi la întrebări și în același timp să ai totdeauna ai ceva de învățat de la celelalte specialități pentru că ne, ne îngustim foarte tare așa, ne focalizăm foarte ascuțit pe partea noastră de radiologie care chiar dacă e vastă e totuși o mică parte din toată medicina și ajungi la niște prăpăstii din astea cu clinicianul că îți dai seama că de fapt nu mai înțelegi ce vrea el să zică și nici el nu te înțelege pe tine. De asta eu am început în ultimul timp să folosesc filmulețe explicative. Da? Deci ca să nu mai am, am început prin a introduce imagini în rezultate. Da? Adică partea, în Franța bănuiesc că se mai practică, asta am învățat-o în Franța. Să, să pui imaginea cea mai sugestivă în rezultat ca să îi fie utilă clinicianului, să știe exact unde să se uite, să nu bântuie prin mii de imagini. Iar acum am început să fac filmulețe explicative, pentru că, na, sigur, e și mai ușor acum cu telefoane mobile și așa. Fac niște filmulețe explicative în care îl arăt, uite, aici e leziunea pe care o văd eu, ce cred eu despre ea și am niște dileme. Aș putea să vorbesc și la telefon cu medicul respectiv, dar mi-e mai confortabil în primul rând că am și o dovadă că i-am explicat, că uite, ți-am zis aici am filmuleț, uite, asta, asta e părerea mea. Bănuiesc că nu e un document medico-legal, oricum ar fi, dar nu are importanță. Pentru mine e important să mă fac înțeles și să nu existe după aia discuția că, de fapt, stai un pic, că n-am înțeles așa, mi s-a părut că ai scris altceva. Numai că vezi, vedeți, asta e acum, mi se pare nepoca asta digitală, noi în continuare ne bazăm pe hârtie. Scriem pe hârtie, puțină lume folosește stilul ăsta să pună, să pună pe hârtie imagini, iar de filmulez cu atât mai puțin. Um, ok. Raluca, tu te vezi în afara țării lucrând a la lung sau ești patriotă de-a de noastră? Deocamdată neavând experiența în afară, nu pot să zic lucrul ăsta. Acum, în momentul de față, ala lung mă văd stând în România, dar vreau să merg în afară să, pentru schimb de experiență și să învăț ceva din asta. Dar apropo de ce spuneam mai devreme cu hârtiile, am citit articolul cu dosarul electronic al pacientului, cum cât de mult bine ar putea ca să facă lucrul ăsta, efectiv să fie contorizate toate imaginile și toate investigațiile imagistice într-un dosar electronic și să aibă acces medicii de peste tot. Pentru că la noi se plimbă lucrurile prin intermediul pacientului și ui transferurilor și Da, acum nu -ar, trebu ar trebui să se mai întâmple că avem platforme care fac asta. Știți bine sau poate nu știți, dar am avut deja în podcast invitați de la MediCai, platforma mea preferată de pe care o folosesc pe partea de imagini, imagistică, colaborativ, care are exact chestia asta care, care lipsește și care ne împiedică să comunicăm eficient și anume faptul că acolo poți să pui imagini cheie, da? poți să salvezi, poți să faci un chat cu colegul tău de pe gastro, da? să-i areți cu săgeata, uite aici în imaginea asta și e, e foarte simplu, adică nu e complicat că pe, înainte de chestii de medicai, făceai captură de ecran, desenai tu o săgețică în paint sau nu știu cum. Acum nu mai e nevoie de asta. Acum poți direct din aplicație, în momentul, în chat în care vorbești, tragi imaginea și mai interesant decât atâta funcția asta, care m-a rugat mult de ei să o, să o implementeze, este că în clipa în care interlocutorul tău dă click pe imagine, nu vede doar jpeg nu vede doar imaginea cu steluța sau cu săgetuța ta, și îi se deschide viewer în locul ăla unde este imaginea respectivă. Deci, celălalt medic poate să dea scroll pe, pe imagini, începând de la imaginea pe care ai indicat-o tu. Adică, e și mai bine decât un filmulet, sincer, el poate să vadă singur chestia asta. Și, în plus de asta, da, poți să faci inclusiv video-call, video poți, să, poți să faci video call cu pacientul dacă vrei să-i explici că na, Acum știu că nu se practică prea mult în România, dar chiar e curios cum se practică afară, Raluca. Monica, scuzăm, te-am botezat. Se vorbește cu pacientul, radiologul vorbește cu pacientul ceva în Franța sau în Germania? Depinde. <laughs> La ECO, evident că se vorbește. Fiind față față Nu, la, la eco, la, la remece, <laughs> um, de acolo. Nu întotdeauna, nu. 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 Dar de ce? În primul poate, rând 20%. că e că, în primul rând că e asincronă treaba, nu, adică medicii dau în timp real rezultatele alea la CTRM sau le dau ulterior după un timp? Uh, tu de în timp ce respectivă? se făceau? Oh. O, în ziua respectivă trebuie să le dai. <laughs> Acum, okay, da, dar tu erai de acolo de când se făcea CT-ul, bănuiesc. Erai acolo, da? Da, trebuie să stai acolo, da. Da, toată lumea e acolo, doar că... Ok, deci ai fi avut șansa sau ocazia să vorbești cu pacientul dacă aveai nevoie de ceva de la el. Numai că dosarul ăsta electronic de care vorbește Raluca sub o altă formă, probabil, sub forma unei foi de observație bine pusă la punct electronică, îți oferea suficiente informații încât să nu mai ai nevoie neapărat să vorbești cu pacientul, corect? Nu trebuie zici neapărat dacă ești păi, invitată la podcastul meu, zic zi cum ai? era. Okay. Uh. Pe mine asta mă, mă, mă doare și mă enervează extraordinar de tare că avem o grămadă de sisteme, folosim la spital mai multe sisteme paralele, unele pentru imagini, unele pentru EHR, pentru uh, uh, dosarul pacientului, unul pentru analize. Nu sunt integrate, nu poți să vezi totul de la pacient și și dacă ai putea, Există o foarte mare rezistență la a nota lucruri clinice în foaie. Nu știu, ori e vorba despre lene, ori este vorba despre. nu știu, poate consideră că lucrurile astea clinice nu mai sunt importante, dar pe mine mă ajută foarte mult să aflu unde și de ce și cum și de când și cât de tare îl doare pe pacient într-o chestie. Mă, mă, ajută foarte mult. Mă simt, cum să zic, mă simt, nu, poate nu neapărat orb, dar chiar mă simt sigur dacă mă uit la un genunchi de ales despre care nu știu nimic. Nu poate să-mi spună pacientul și eu nu pot să-l întreb, spre exemplu, că a plecat deja sau ceva, nu pot să-l întreb ce, ce te doare, domne, că parcă genunchiul e normal. Ei, și după ce te uiți, ți se pare normal și e vorbit cu el și pune degetul, zice, uite aici mă doare. Te uiți mai atent acolo și, într-adevăr, îți dai seama că nu e chiar normal, că acolo este ceva. Dar acel ceva putea să-ți scape dacă nu îl întreba exact ce și cum îl doare. Bun, deci nu prea aveți așa niște frici foarte serioase până acum. AI-ul vă sperie? Sunt plină de frici. AI-ul vă sperie? Sincer, nu chiar, nu. Eu vreau să vină ce, din ce, ce, în ce mai mult. Ce speranțe aveți? Ce speranțe aveți acum? Na, e o diferență de vârstă între noi de probabil 20 de ani. Ce speranțe aveți voi de la AI în clipa de față? Că trebuie să spun pă, ascultătorilor că am, am colaborat sporadic, am discutat cazuri, v-am arătat cazuri, v-am rugat să schițați rezultate din astea provizorii ca să le verificăm împreună și să vedem ce ați scris. Și trebuie să recunosc că am fost impresionat, da? adică pentru rezidenți de an mic, cum sunteți, mă rog, acum nu mai sunteți an mic, da? am fost impresionat de faptul că reușiți să vă descurcați cu foarte puține informații că sunteți conectate tot timpul la, la internet. Aveți aici un, un plugin în degete, în telefon și uh, ceea ce ne, probabil că e diferența între generații este că știți să căutați mai bine decât știm noi sau eu sau generația mea. Adică din două-trei search de cele mai multe ori ajungeați la uh, răspunsul corect. Eu trebuie să stau să dau să și să citesc vă câteva articole bune până când mă lămuresc că pe acolo ar putea să fie direcția diagnosticului și am rămas surprins că la voi este foarte repede chestia asta. Deci clar sunteți altfel conectate cu toată lumea asta tehnologizată și de asta sunt curios ce așteptări aveți voi de la AI, adică cum, cum sperați voi ca AI-ul ăsta să vă ajute fără să vă de afară din câmpul muncii și să zică ia stați voi acasă și eu fac treaba și voi câștigați ajutorul de șomaj. Eu cred că oricum lucrurile astea vin în ajutorul radiologului, adică să eficientizeze munca lui, să reușească să dea mai multe rezultate eventual într-un timp cât mai scurt sau cu siguranță cred că... Dar de ce vrei tu mai multe și nu vrei mai bine? Vrei mai multe, mai nu bine? mai bine? Păi, mai multe. Și și mai mai bine. bine. și mai bine, da. Okay. Că, adică, nu cred că ne va scoate atât de ușor din câmpul muncii, pentru că, cel puțin la început, medicii care vor ține pasul, cred, cu tehnologia, vor fi cei care vor rezista cel mai mult. Iar cei care se vor opune, cu siguranță, vor fi cei care. Nu, vor merge contra curentului și cu siguranță nu, nu, vor avea perspectivă de viitor. Da, numai că vezi tu că și pacienții sunt de două feluri, felul întâi și felul doi. Vor fi pacienți care nu vor vrea să audă de diagnostic dat de un robot și vor prefera să ducă numai la oameni și aia va fi o rezistență care se va, va împărți un pic societatea, adică pe lângă că vor fi medici care unii vor refuza într-o oarecare măsură să folosească ai vor fi și pacienți care se vor duce la cei medici. Deci cumva cred că vor avea vor avea fiecare parte a lor de, de pacientură, ca să zic așa. Nu okay, uh, am gândit la perspectiva asta, dar da... Da. Nu, gândește-te că sunt oameni, sunt două categorii de pacienți acum și la ăștia care se operează cu robotul, mă rog, prostia asta că se operează cu robotul, m-a operat robotul, nu te-a operat frate robotul, te-a operat omul din spatele robotului, robotul e doar un tool, e un bisturiu mai, mai exact, dar sunt unii care nu vor, unii zic nu domne, eu vreau omul să mă opereze, știi, și cum ar fi peste ceva timp într-adevăr să existe un robot, da, fără control uman care zic că da frate, facem chestia asta, o să fie unii care o să se înghesuie, să se ducă, să facă și unii care vor refuza cu desăvârșire. Că asta suntem, o societate care suntem scindată și ne scindăm din ce în ce mai tare. Monica, tu ce crezi da. despre AI-ul ăsta da, tu, tu crezi că AI-ul va, va semna rapoartele? Va semna, va semna rezultatele așa? Asta, nu va întrebare... -un, adică... da. asta e o întrebare foarte bună. Asta e o întrebare foarte bună. AI-ul semnează rezultate deja, da? Deci în Franța, am mai povestit asta într-un discuție, cred că, uh, am fost acum la congresul de la Bilbao, de la SSR, Societatea Europeană de Radiologie, și m-am -am băgat la niște workshop-uri din astea de AI. Și acolo se prezentau uh, experiențe personale ale diverselor departamente din lume cu AI-ul. Și a fost uh, New York, Paris și, 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 și nu mai știu a treia care era, cred că, cred, că, cred că, Londra. cei, de la, cei din New York, da, garantat, foloseau niște softuri, nu știu ce, dar n-a fost așa de clar și de impresionant cum a fost în Paris. În Paris este un spital care e celebru, spital de urgență și acolo 90% din toate radiografiile de urgență sunt citite de către AI și semnate, adică semnate. Sunt citite, până, nu sunt semnate deloc, dar clinicianul un medic urgentist se uită pe rezultatul scris de AI și atât. Nu mai există niciun control uman în spate, decât dacă clinicianul se sizează că ceva nu e ok și atunci a zice el că aș vrea și părerea unui uh, radiolog. Altfel, vorbim, acum vorbim de fracturi, da? vorbim de politraume, fracturi, fi spital de urgență. E cel mai ușor probabil, nu sunt în domeniul ăsta decât așa băgat un pic cu vârful degetelor, uh, E ușor să detectezi fracturi la radiografie cu AI-ul, e foarte ușor și AI-ul e mult mai bun decât omul, în mod clar. Dar gândiți-vă că, într-adevăr, nu semnează nimeni acele rezultate și volumul de muncă este foarte mare, au o experiență deja am înțeles de 3 ani. Am fost și eu, am vorbit cu compania asta care uh, face aceste, implementează aceste AI prin spitale, există și în România. Uh, n am avut încă un contact direct să lucrez cu ei, dar ce mi-au povestit și ce mi-au arătat, într-adevăr este impresionant. Deci da, în anumite condiții AI-ul va, va semna aceste rezultate. Întrebarea nu e dacă va semna sau nu, întrebarea e dacă va răspunde. Dacă se întâmplă Asta ceva nasol, cine va răspunde că Asta, într-adevăr, e o problemă și o dilemă și filozofică, dacă vrei, dar e o problemă a industriei care trebuie să-și să, -și, să -și asume lucrurile astea, pentru că evident că nu ai cum să tragi la răspundere un AI, dar poți să tragi la răspundere pe creatorii lui. Numai creatorii lui, atunci când ți-l vând, bineînțeles că vine în spate cu o documentație cu litere mici, 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 care o să spună că ei nu sunt liable pentru nu știu ce mistakes probabil că va face ai -ul. Dar cu siguranță lucrurile astea vor fi reglementate pentru că cel puțin americanii sunt foarte riguroși, dar și europenii încep încet încet să facă lucruri din ce în ce mai riguroase. Dar bună chestia asta cu cine semnează, dacă semnează și cine răspunde. Păi avem exemplu cu vaccinarea anticovid. Așa. S-au scos pe piață vaccinul. La ce Dacă, dacă ai o, pățești ceva, o complicație, ce se întâmplă? cine devină? de vină? Da, când pățești tu o complicație, fost... cine e de vină? Este de vină că și, cum să zic, că și de la aspirină poți pățești o complicație, da? da pățești complicații de la apă, dacă e poluată de la aer, că e poluat, nu-l vezi, nu știi. Na, dă în judecată. Se, se dă în judecată guverne, se câștigă procese, dar în general nu în timpul vieții tale, că dacă te-ai îmbolnăvit de ceva nasol și uh, vrei să dai în America, na, s-au făcut și filme pe tema asta cu oameni care s-au îmbolnăvit în bună lingă, centre care au poluat foarte tare și așa mai departe, da, cum naiba se chema, dosarul Pelican, oare ăla a fost? Nu mai știu. Nu, ăla a fost altceva. Nu, îmi scap acum. A fost un film celebru de Oscar. După un fabrial. Iar în, în COVID, ca la orice vaccin acum, hai să fim serioși. Nu vreau să intru în polemica asta cu antivacciniștii, că simt că mă umplu de fiere și venin și eu nu am calmul altor doctori în privința asta. Deci sunt pentru știință. Da? Adică vaccinul ăsta a făcut într-un timp atât de scurt, care a salvat sute de milioane de vieți, probabil, uh, are niște neajunsuri, care sunt la fel ca și la orice alt medicament, care are efecte adverse. Și sigur că, până la urmă, trebuie să ți-l asumi tu împreună cu uh, producătorul. Sigur că producătorul și l-a asumat la un moment dat prin teste și făcând toate lucrurile astea și te-a și anunțat că există. Și s-au făcut și studii în timp. Sigur că s-au aflat lucruri ulterior, dar în niciun caz lucrurile alea grave despre care uh, vorbește o celebră domniță pe la televizor, să lăsăm prostile. Um, da, cu ei probabil că va fi o scindare similară, adică vor fi oameni care vor zice clar nu vrem să folosim, vor fi și medici, vor fi și pacienți, um, dar... Așa că, ca, ca eficiența a muncii, cum, cum vedeți treaba? Adică te va ajuta să dai mai multe rezultate, asta e clar. Dar cum vă imaginați că face chestia asta ai -ul? Îți va scrie el rezultatul, tu nu mai îl, ve îl vei verifica, îți va atrage atenția asupra unei leziuni pe care o consideră ele importantă? Sau cum cum crezi, credeți voi că Eu o să te eficientizeze? Adică așa, din ce am citit și există deja AI-uri, de exemplu, pentru leziunile prostatice văzute pe RME da. și ai eu le detectează, ți le clasifică el, dar cu siguranță tu după aia te uiți din nou și vezi dacă a avut dreptate sau nu. Adică e prima dată când aud că un AI a semnat și acolo s-a terminat examinarea imagistică. Nu știam că are autonomia asta. Până acum tot timpul are, am crezut că medicul. Are, are dar, dar care... nu pe orice. Da. Are, dar nu pe orice, pe niște pe niște nișe. Și mai ales trebuie să ne gândim și că nișele astea sunt niște nișe, adică fiecare AI deocamdată, Va fi ultra specializat. Deci va fi un AI pentru fracturi, va fi un AI pentru AVC-uri, va fi un AI pentru prostată, habar Nu va fi un AI general care să facă munca oricărui radiolog cu o specializare generală, cel puțin așa cred eu. O vedem peste 5 ani. Ce mi se pare mie interesant, și aici, da, vezi asta, încă cred că e greu de văzut de la nivelul de rezident este cât te poate ajuta ei ai un afara diagnosticului. Deci te poate ajuta foarte mult să îți sorteze pacienții, să-ți aducă imaginile vechi, să ți le pună în ordine. Pentru că știți prea bine ce înseamnă în clipa de față să compari un pacient oncologic examinări făcute în centre diferite, fiecare făcute în alte planuri, în alte secvențe, în altă ordine a secvențelor. E, mie mi se pare fantastic un minim lucru pe care îl face o Osiris, e minim, minimorum și radiantul nu e stare să-l facă, îți pune întotdeauna imaginile noi în stânga, imagine vechi în dreapta și când tu tragi o imagine nouă, întotdeauna el ți-o mută în partea dreaptă și rămâi așa cu un reflex, ce e în dreapta e vechi, ce e în stânga e nou, pentru că te încurcă foarte tare dacă nu faci chestia asta. Imaginați-vă că treaba asta AI-ul poate să o facă pentru fiecare secvență în parte și să ți le sorteze frumos acolo, dacă vrei, pe șase rânduri sus trei planuri sagital coronal axial, jos trei planuri sagital axial coronal, chestie pe care eu o fac manual acum și mă frustrează maxim, pentru că nu e mare lucru să faci chestia asta, dar nu, deocamdată nu există această facilitate și va exista. Ca să nu mai vorbim despre alte lucruri organizatorice, pur și simplu treaba în departament, da? de la programarea pacienților până la cu eficientizarea timp timpilor, până când ar putea să. adică el poate și să analizeze, da? să culeagă date și să spună, uite, după ce am analizat un an de muncă din viața acestui spital, pot să spun că aici ați putea să câștigați niște timp la examinarea asta renunțând la nu știu ce secvență care s-a dovedit inutilă sau putem să fim mai eficienți dacă chemăm pacienții mai repede cu 10 minute și îi schimbăm dinainte sau habar n-am chestii din astea pe care și, sigur că și tu ca om poți să tragi aceste concluzii dacă e suficient de atent și numai că capacitatea de analiză a unui AI va fi mult mai va fi multifactorială, mult mai, mult mai mulți factori poate să ia în calcul decât Postul cu creierul tău să iei în calcul. să spunem um. ceva legat și de post-procesarea imaginilor după ce au fost achiziționate de către AI, ca să te ajute să, vezi mai bine anumite leziuni, cel puțin pe musculul Adică ia, eu ia imaginea ro și îi adaugă niște filtre astfel încât tu să vezi mai bine anumite leziuni. Ceea ce și asta mi se pare interesant. Dar nu știu cât de, să zic, cât de multă încredere aș avea pe o imagine procesată. Tot m-aș uita și pe aia ro să văd exact dacă se vede sau nu leziunea. Asta e unul din subiectele mele preferate, pentru că de-a lungul timpului tot timpul au existat încercări de felul ăsta care să îmbunătățească imaginea în detrimentul exactității, poate. Adică și la CT, da, se, se reduce doza din ce în ce mai mult până când la un moment dat imaginea aproape că nu mai este reală, nu mai corespunde realității, e foarte cartuni și așa. Dacă ați văzut imagini făcute la CT cu ultimii algoritmi de reducere a dozelor care practic îți fac un CT întreg cu o doză de radiografie pulmonară, imaginea nu-i plăcută ochiului. Este foarte dificil și numai că probabil că ține de antrenament. Probabil că dacă te naști cu astfel de imagini la dispoziție, probabil că încet, încet obișnuiești cu ele. Ba, acum Fiindcă am ajuns de partea alta și mă simt un pic dinozaur, așa în această discuție, deși tot timpul vorbeam în podcastul de dinozaurii care sunt acolo undeva, acum, față de voi, sunt un dinozaur și recunosc că um, mie nu-mi plac imaginile astea um, și mai ales imagini sintetice. Deci sunt acum imagini sintetice, da, care sunt făcute pe baza AI-ului, îți transformă imaginea RM în CT, spre exemplu, da? ca să știți asta, bănuiesc. Da. Ca să nu mai iradiez pacientul spre la sacru iliace, da? Ai hrănit AI-ul cu milioane de articulații sacru iliace la RM și la CT pe care pacienții au făcut ambele examinări. E, a milioana una examinare RM de sacru iliace, AI-ul va ști să-ți reproducă imaginea la CT cu o exactitate înspăimântătoare. Uh, și nu ai nicio modalitate să-l verifici dacă e corect sau nu, dar dacă te gândești conceptual, de fapt și noi facem asta în cap și văd asta. Acum, după mulți ani de experiență, văd că pot să extrapolez. Deci îmi imaginez acum în cap cum arată o articulație sacroiliacă la CT după cum arată la RM. Da? Nu pot să o reproduc, să o fac cum o face AI-ul, dar mi-o imaginez. Același lucru e și la AI, cu diferența că el a văzut milioane de cazuri, și eu n-am văzut milioane de cazuri și n-am să văd probabil în decursul vieții milioane de cazuri. De aia e bine să te bazezi, adică e bine să ai încredere în, în AI, dar în același timp e bine și să, să spui niște întrebări. Să spui niște întrebări privitoare la cum a fost treinat, a fost trainat corect, i s-au dat bazele de date care trebuie, au existat erori în bazele de date, au existat bias din diverse puncte de vedere, da, fiindcă n-a fost selecția pacienților corectă, au fost prea mulți bolnavi, au fost prea mulți sănătoși, n-a fost o balanță între diagnostici, au fost unele care au fost defavorizate. E foarte interesantă chestia asta, dar în cel mai rău mi se pare să nu-ți pui aceste întrebări, să iei totul de-a gata și să zici, da, la principiu ai un telefon, dar nu mă interesează cum funcționează, că eu oricum tot pe TikTok mă uit. Habar n-am că sunt niște microprocesoare, că e un RAM, că e un SSD, că sunt niște conexiuni acolo, că e o baterie care cum funcționează. Nu mă interesează lucrurile astea, mă interesează că mă uit pe TikTok sper să nu vreau să ajungem acolo și cu radiologia, adică să ajungem niște simpli utilizatori ai acestui AI pentru că e sigur că e din ce în ce mai greu să înțelegi ce se întâmplă în spate și aici Uniunea Europeană vrea să facă adică lucrează la o legislație care să oblige producătorii de AI să explice, spre exemplu, de ce AI a luat anume decizie. Ceea ce în radiologie, nu știu dacă știți de asta, Uh, mi se pare că e foarte important pentru că ce faci? Că i-am întrebat pe ăștia din Franța, de la spitalul ăla cu fracturile și cu AI-ul care citește fracturi, zic, dar dacă nu-ți de acord? Adică dacă eu, mie mi se pare că nu e fractură și AI-ul zice că e fractură, ce facem atunci? <laughs> și n-au avut un răspuns clar pentru asta. Au zis că vom vedea, vedem, facem un feedback, uh, dacă se dovedește că aveți dreptate, o să retrainăm baza de date cu această nouă radiografie ca să-i spunem că a greșit. Dar retrainatul unei baze de date în felul ăsta e foarte dificil de făcut, că cei repari într-o parte s-ar putea să strici în alta și e, e complicat. Da. Apropo asta de vreau asta, să... văzusem că ei are cele mai multe dificultăți fix în, în radiografiile sau în examinările normale. Deci de asta sunt foarte multe rezultate fals pozitive. De ce spunea, Adică când mie nu mi se pare că e fractură și nu <coughs> e fractură. Bine, asta e doar din ce am citit. Nu -am da, 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 da. da, așa, așa este și. Dar depinde acum, depinde de cum ai treinat acest AI. Da? Dacă îi dai prea multe cazuri patologice și prea puține normale, el nu are de unde să înțeleagă care este normalul. El va crede că normalul este patologic. Da? Că sacroileita e normală dacă tu îi dai numai sacroileite la revenind la sacro Și invers, dacă îi dai numai, numai normal, cuva nu va ști să recunoască patologicul sau îl va recunoaște, dar nu va ști să-l caracterizeze. Na, ideea e că sunt niște oameni foarte deștepți în spate, numai că în spatele oamenilor acestora deștepți există niște companii care sunt niște companii care vor profit și care vor foarte mulți bani și care probabil că sunt dispuse să, <coughs> să facă niște uh, compromisuri ca să-și vândă aceste produse. De asta mi este mie teamă și de asta aș vrea să uh, să vă puneți întrebări. Atât. Puneți-vă întrebări despre fiecare chestie. Uh, nu numai despre AI, despre orice diagnostic, despre orice vă zice cineva. Știu că v-ați mai uitat la uh, tutorialele mele de pe canalul de YouTube. Știu că m-ați întrebat o grămadă de lucruri și este foarte normal să fie așa. Uh, bănuiesc că Monica poate să confirme că uh, și afară poți să discuți în contradictoriu, nu cu un... Uh, Doctor mai în vârstă sau mai experimentat, să pui întrebări. Bine, voi sunteți cu întrebare, Acum mai pot să pun o întrebare care este de foarte multe ori pe buzele voastre. Uh, ideea este că ce trebuie să ai, că cred că v-ați de la început că na, tutorialele alea pe care le fac sunt de fapt. Viziunea mea, părerea mea la momentul respectiv, și că și de-a lungul timpului, cu experiența, te uiți chiar și eu, mă uit la propriile mele rezultate de acum 5 sau 10 ani și îmi găsesc greșeli și îmi găsesc lucruri care puteau fi îmbunătățite și uh, totul vine cu, cu experiența. Um, Cum ai spus, asta e foarte important, să vorbești, și să ai o echipă cu care să vorbești, de la care să înveți. Ex exact. Și echipa care să te aducă în mat cata, pentru că uneori dacă ești singur. Există ăsta, complexul ăsta lui Dumnezeu, da? Dacă ești un chirurg care am văzut acum de curând un, un, un documentar îngrozitor, deci mi-a dat o stare wow. foarte proastă și cu The Bad Surgeon L-ai văzut, -ai văzut? <laughs> da, cu da, da. operațiile de trahe. Da, 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 da. Vai de capul. Deci m-a. Deci, cum să zic, mi-a mi făcut rău, deci, efectiv, mi-a făcut rău, deci am simțit că cum să zic, Karolinska Institute, da? Adică nu cred că este un centru în lumea asta sau în Europa, sigur, care să fie mai cunoscut și mai cunoscut ca fiind ceva profi, profesional, din punct de vedere medical. Și te aștepți ca și etic, și etic să fie la fel. Și de fapt au făcut o porcărie cât casa l-au acoperit pe acest chirurg care au omorât oameni într-o... Îngrozitor, deci îngrozitor. Și asta, asta vine din și din, că adică nu, nu cred că există altă, altă explicație decât lăcomie, dar lăcomie la super niveluri, adică să ajungi tu să periclitezi faima unui astfel de institut pentru un chirurg care a operat câțiva oameni și umblă cu, în toată lumea cu trahee de plastic, Doamne, deci horror, deci horror. Um, când mai stai, Monica, la Rostock, te apucă anul nou acolo? Uh, da, până pe 31 ianuarie. Timpul trece foarte repede, okay. dar încerc să profit zi de zi. Mersi că nu ești anul 5 și că n-ai o specialitate de dat. Care uh, e anul 5? Să... Că da, din februarie încep anul 5, adică... Păi da, dar puteai aici, să chop, fii chop. acum în anul 5 să trebuiască să te întorci de la Rostock direct în examenul de uh, specialitate. Și să sperăm că ți se vor echivala stagiile în România. Stagiile făcute da, acolo. Vitorul, da, viitorul nu sunt așa rău. Cel mai probabil mi se vor echivala. Va trebui să mă lupt cu asta când vin în România de acte și tot. Încerc să da. nu mă gândesc la asta. Treptat. Mie nu mi-au mi echivalat. Că mie mi-au zis că S -s? e magistrica musculoscheletală ca atare. Nu exista în curiculă la momentul Hai, respectiv. Nu este, este. <coughs> Eu o să-mi echivalez un opțional cu acest stagiu. Ce superputere v-ar plăcea voi să aveți în radiologie? așa? Dacă ați fi superman, superwoman, pardon, ce v-ar place cel mai mult să puteți să faceți în radiologie, așa ca doctor, ceva spectaculos? Deci, mie mi-ar plăcea, cred, să am o supervision ca superman, și să văd așa, ca până picioare. Și după asta să păi... scriu poate rezultatele așa, telepatic, să le transmit, să nu trebuie să mai fac A, nimic. Așa, exact. Păi Elor, cu o parte din asta Elon Musk ne ajută că face un implant acum cu Neuralink sau la ce lucrează el și eu o să-ți curgă rezultatul pe ecran imediat. Nu știu, cu văzutul. Ia zi, Monica, și tu vrei la fel să, fii, să vezi prin oameni? Mie mi-ar plăcea să, să știu ce au înainte să-i scanez sau să, să le fac vreo examinare. Să știu păi, să în ori... pun întrebarea se... respectiv cea mai bună, încât să, să am. Păi să știi 90 că. Dreptate. Să știi că superputerea asta o au clinicienii foarte buni. Da? Deci da. această superputere de a pune diagnosticul înainte de a face investigația sau analiza de sânge o au clinicienii foarte buni. Oia care mai obișnuiesc din ce în ce mai rar să pună mâna pe pacient, să-l întrebe, să discute, să ia în serios ceea ce i-a spus pacientul, să discearnă între toate vorbăriile care nu au legătură cu boala și problemele care au legătură cu boala, să facă legături între lucruri care aparent nu au legătură. Da, e o super putere, cel puțin în zilele noastre, dar trebuie să vă gândiți că în trecut, când nu aveai niciun fel de imagistică, nici nimica, Aia era tot ce puteai să te bazezi pe clinică, pe pipăit pacientul pe propriile tale simțuri da? și așa dacă... Să ne întoarcem dacă fi în trecut totuși. Așa, da. Ne, să nu uităm ne de trecut. Că să nu uităm important. de trecut. Dacă așa dacă stai și povestești cuiva acum care s-a născut ieri, mă rog, nu ieri, care s-a născut acum câțiva ani și nu știe stagiile astea prin care a trecut radiologia s-ar putea să pară Absurd de lung acest drum, de la invenția, de la descoperirea razelor X până la uh, RMN, CT și tehnicile astea avansate, și că s-a stat zeci de ani, 70 și de ani, s-a stat numai pe radiografie, da? cu niște îmbunătățiri absolut minore, numai că trebuie să înțelegem că n-a existat aparat matematic, n-a existat aparat fizic, n-a existat înțelegerea anumitor fenomene care încet încet s-au cumulat și am avut această explozie care acum, dacă stăm să ne gândim un pic, iar parcă stagnează de la un timp încoace, nu mai facem mai nimic, vedeți, avem aparate din ce în ce mai bune, dar scoatem imagini din ce în ce mai proaste, că na, trebuie să facem repede și acum poate ne va ajuta eu cu chestia asta. Dacă ar fi să vă întoarceți în timp așa printre radiologii de acum, din ultima sută de ani, da? Ce credeți? Cum ați putea să-i ajutați să evolueze mai repede? Ce le-ați spune? Vii din viitor și spui, uite, cum facem noi în viitor. Crezi că s-ar descurca? Credeți că s-ar descurca cu informațiile voastre? Ar putea să facă ceva cu ele? Nu putem să le dăm internet, nu? <laughs> uh, nu, poate că nu, dar dacă te întorci în anii 80, spre exemplu, când internetul începea să existe, ai putea să-i spui că internetul e ceva ce merită să pariezi pe el, pentru că a durat ani de zile până când lumea a înțeles că internetul e bun la ceva. Dar dacă ai venit și ai spune, băi, uite, internetul este calul câștigător, e cartea câștigătoare, pe ea parează pe el, folosește, nu-ți mai irosi energiile, spre exemplu, nu știu, dezvoltând sisteme de casete radiologice, ci mai bine dezvoltă un scanner care să digitizeze radiografia ca să poți să o trimiți pe internet. Dar, na, gândiți-vă că erau hard discurile alea de da, atâta, n-ați prins voi, erau cât niște farfurii așa, de, cât niște platouri din alea, cât capacul de la wc ce să mai vorbim, erau... Aveau 4 kilobytes un astfel de disc ce, să, ce informație poți să puteai să stochezi? Nu puteai să stochezi, că toate erau cumva legate. Ce să faci? Să te întorci la în epoca interbelică, da? în care se făceau măsurătorile de pantofi în, în magazine cu aparat cu raze X. Da? Băgai piciorul într-o cutiuță, ți-arăta oasele, vedea că se potrivește cu pantoful, nu știu ce cu o iradiere care acum nu vine să crezi că s-a putut întâmpla așa ceva, dar nu se cunoșteau riscurile. Că au existat an de rândul poțiuni și tot felul de chestii așa zis miraculoase care te întinereau sau îți vindecau anumite boli. Că, nu e cazul celebr al unui care făcuse reclamă la nu știu ce prostie de asta de, de cu izotop radioactiv care îmbunătățea imunitatea și căruia i s-a topit pur și simplu maxilar mandibula cu totul și cu partea asta din gât și a trăit câțiva ani, cât a mai trăit, dar nu mai avea esofag, nu mai avea nimic a efectiv se topise, fiindcă înghițise de o acea poțiune magică. Da, deci eu, eu, mai, eu, eu personal, eu m-aș întoarce și le-a zice, băi, nu vă jucați cu razele X, că, că mor oameni din cauza asta. Acum ne-am medicina și am învățat lecția, da? Și acum avem sisteme de radioprotecție, am învățat mult mai multe despre razele X, știm cum să ne protejăm și mai ales acum știm că nu este așa de grav, adică mă tot întreabă pacienții în fiecare zi că au luat am iradiat, ce se întâmplă, nu știu ce. Nu, acum iradierea față de cum a fost la începuturi, adică la un CT, acum probabil că iradiază mai puțin decât iradia o radiografie în anii 1940. Dar dacă vă uitați la cărțile de atunci, o să vedeți că imaginile de atunci, o radiografie din vremea aia, nu se compară cu o radiografie de acum. Deci arăta, cum să zic, am, am, vezi trabeculele osoase, ceva extraordinar. Avea o sensibilitate, dar folosea o radiație destul de multă. Adică nu destul de multă, foarte multă. Ah. Acum că v-am plictisit cu uh, istoria, am discutat un pic și despre viitor, uh, dar acum serios, lăsăm o parte partea asta cu viziunea directă în om ca Superman. Uh, hai să vedem așa, cum vi se pare în 10 ani de aici încolo, cum o să faci o examinare. O să o faci ca în Star Trek, nu știu, sunt despre prea tinere pentru Star Trek, uh, dar știți că în Star Trek aveau aia un dispozitiv așa, u -u -u -u, se uitau și gata, tricorderul ăla celebru și avea tot diagnostic, nu știu ce. Ă, credeți că ajungem acolo? Adică nu o să mai petrecem 30 de minute într-un RMN pentru o singură examinare? O să putem să facem, nu știu, un transfer de oră tot corpul cap-coadă la super calitate? O să da, iasă pacientul și cu diagnostic? Dat. Da, având în vedere că timpul e cel mai prețios lucru și lucrurile merg în direcția asta să se facă cât mai multe într-un timp cât mai scurt, probabil, acolo se va ajunge să apuce pacientul să se așeze și să se ridice și după aia următorul, bă, direct da, o să, dureze, o, o să dureze mai mult să pui pacientul pe masă decât să-i faci scanarea, probabil, cred că la asta la asta te referi și cred că suntem foarte aproape acum că ce spuneai tu cu îmbunătățirea uh, imaginilor cu cu sau fără AI, pentru că încercările au existat și fără AI să îmbunătățim imaginea, dar sincer, nu au fost satisfăcătoare din punctul meu de vedere, dar e și o chestiune de gust, că sunt anumite filtre care îți fac imaginea prea sharp ca să-ți evidențieze anumite detalii, da? sau sunt imagini care fac, sunt filtre care îți fac imaginea prea blurată, prea smusă, așa. Uh, alea pe mine mă enervează, eu nu, nu le folosesc. <clears throat> dar acum AI-ul, am rămas și eu uimit să aflu, acum AI-ul poate să facă Știți în filmele alea polițiste că se găsește o imagine pe o cameră video pixelată cu uh, 5 pixeli uriași așa și după aia, după o procesare, fac ei acolo la CIA de 3 zile. După 3 zile iese poza asasinului reflectată în nu știu ce mic colț de geam. Da? Întotdeauna pe mine mă mai enerva chestia asta, mă enerva în filme îngrozitor pentru că era, cum să zic, era la mintea cocoșului că din 5 pixeli care au informație fix 5 pixele, adică mai nimica, nu ai cum omenește posibil să faci o imagine care să fie interpretabilă. Extrapolând la imagistica noastră, ăsta a fost adevărul până, până de curând. Da? Deci până de curând trebuia o muncă titanică a aparatului să-ți scoată niște informații, niște pixeli, să scoată zgomotul din imagine ca să-ți rămână informația. Acum AI-ul poate să facă mult mai mult decât atâta, dar numai prin învățarea asta prealabilă. Da? Deci ea nu poate să facă minuni dacă el nu are experiență și nu știe. Dar dacă tu l-ai hrănit cu milioane de imagini înainte, el va putea să-ți facă aceste imagini de super rezoluție. Adică dintr-o, poate să-ți achiziționeze o imagine de joasă rezoluție ca să-ți facă o oarecare să-și facă o oarecare idee după care îți îmbunătățește rezoluția, ți-o aduce la, nu știu, la o matrice absolut uriașă. Și am văzut asta de curând cu ochii mei și pff, de data asta sunt impresionat. Adică, într adevăr poți în 6 minute să faci o examinare de genunchi, spre exemplu, care să fie destul de greu de diferențiat de o examinare la 3 Tesla, la la Tesla bine făcută, dacă există examinări la 3 Tesla prost făcute. Uh, by the way, ce aparatură ai în Rostock acolo pe ce lucrezi? Monica? Uh, sunt trei aparate de de RMN 2 g 3 nu, 2 g 1 3 sau 115 și un Zimon 3 testa 3 CT-uri, 128 slice-uri, uh, Eco, 2 Angio. Uh, ei sunt uh, un okay. uh, spital mai și micuț. Imaginile, imaginile sunt bune? Sunt faine? Adică... Foarte bune. Mie, mie mi se par bune. Okay. Da. Uh, pentru, că, pentru că și în România se pare am, că am că aparatură. Se bine. Și în România nu avem un, aparatură bună, clinic. numai că nu -o, o folosim mereu. Scuză-mă, nu te-am înțeles. Scuze. Uh, e un spital universitar. Nu Totul se face bine. Calitatea no, okay. e acolo unde trebuie. Nu, nu, nu vor să facă mult și prost. Se Slavă lucrează Dumnezeu. mult, dar bine. <coughs> după părerea mea. Da, că păcatul e că și noi avem în România aparatură foarte, foarte bună, dar e subutilizată. Știți prea bine, de multe ori se cumpără 3 Tesla pentru marketing. Mamă, ne lăudăm că avem un 3 Tesla, dar după aia încercăm să facem imaginile cât mai repede și nu ies întotdeauna chiar cum ar trebui. Dar într-adevăr, am avut și eu la dispoziție imagini din Belgia, din Franța, din Franța mai puțin, din Belgia, din Germania și sunt niște imagini foarte, foarte curate și cinstite, fără artefacte, fără pacienți care au mișcat, fără artefacte de pulsație ale vaselor, adică sunt imagini care, din care practic se vede că știți cu cursul pe care ați, ați fost la cursul meu de la Gida, Am zis acolo treaba asta că e foarte important să scoți totul din aparat, da? Deci aparatul ăla e o mașină, el trebuie să se supună nu e ca un calpă pe care dacă îl biciuiești o să cadă la un moment dat obosit. Nu, este un aparat care trebuie să scoată niște imagini. El pentru asta a fost construit la scopul lui în viață să scoată imagini. Și să scoată imagini bune, dar na, trebuie să-i ceri imagini bune, trebuie să-i ceri rezoluție mare, trebuie să-i ceri slice-uri fine, trebuie să-i ceri informație, să-ți dea informație diagnostică. Da, asta e discuția pentru curs. Bun, ce să zic, zăpadă am înțeles că la Rostok Rostoc ai avut, Așa, este. acum am avut și noi niște zăpadă în, în țară uh, care cred că se va topi. Îl așteptăm pe Moș Crăciun uh, până când o să public acest podcast. Probabil că Moș Crăciun a și venit. Și sper că v-a adus tot ce, uh, ce v-ați dorit. Poate viziunea aia de Superman și Superwoman. Uh, ce să zic? Ce-ți uh, dorește bucur... la radiologie? Îmi doresc că... eu de la radiologie? Da. Păi, sincer îmi spun, îmi doresc să fie luată în serios. Să fie mai luată în serios decât este acum, pentru că am impresia că sunt foarte puțini oameni, în ciuda faptului că peste tot știm că radiologia e în centru, că nimic nu se mai face fără radiologie, poate doar dermatologia, dar nici aia nu cred că mai merge acum. În continuare, radiologul, radiologia. Mi se pare că nu sunt tratate cu respectul pe care îl merită. E adevărat că și o mare parte din radiologi, și eu aici sper ca voi să schimbați lucrurile, generația tânără, dar generația tânără, dacă stă pe lângă generația care nu, nu are acest respect al propriului, propriei meserii, da, mi se pare foarte important să înțelegi tu, care practici meseria, că meseria ta e importantă întâi și întâi. Că dacă tu nu înțelegi asta, bineînțeles că nu o să înțeleagă nici ceilalți. Da? Adică dacă tu o să consider mereu că rezultatul tău nu e important, că rezultatul tău oricum nu va schimba nimica. E acest fatalism, știi, al radiologului, că a, ce contează ce scriu eu acolo, că și așa chirurgul operează. Așa o fi, e adevărat, dar nu întotdeauna. Sunt cazuri în care chirurgul chiar are nevoie de rezultatul tău, chiar are nevoie de părerea ta rezultatul tău într-un fel sau altul schimbă atitudinea terapeutică. Asta dacă ne gândim pur medical, iar dacă ne gândim dincolo de asta, ne putem gândi la malpraxis, ne putem gândi la faptul că um, pentru noi medico-legal înseamnă rezultatul e medico-legal, da? imaginile sunt medico-legale, totul e și e foarte ușor de dovedit greșeala medicală în radiologie. Uh, e mai greu de dovedit într-un cadru Spitalicesc, chirurgical, uh, sunt mai mulți factori, dar radiologul poate fi ușor tras la răspundere. Băi, n-ai -ai văzut aia. Sau a interpretat greșit nu știu ce. E foarte ușor să faci chestia asta. Și aici mi se pare mie că sunt două aspecte. Întâi că nu, nu ne respectăm noi înșine, ca și breazlă, ca și meserie. Uh, și doi la mână, nu ne temem. Nu ne temem de consecințe. Mi se pare fabulos că oameni. Unii și cu experiență, dar mai, o mare parte din cei mai tineri, nu-și dau seama de consecințele unui act medical radiologicesc care nu e la înălțime și care vine din necunoaștere. Da? Din faptul că, na, sigur că cel mai greu este să știi ce nu știi. Și asta le-am spus tuturor celor mai tineri sau mai bătrâni de fiecare dată când eu am ajuns în Anglia în 2009. Acolo nu am învățat radiologie neapărat. Ce am învățat ce nu știam din radiologie și a, aceea ce nu știam din radiologie m-am apucat să învăț. Atunci și după aia, mulți ani de atunci încolo, am avut în cap că sunt lucruri pe care nu le știu și nu știam că nu le știu. Adică, mie mi se părea ce, mă, radiologie: cap, burtă, fundeni, la oase, niște plaje de ischemie ce vedeam pe la hematologie, și în continuare, cam așa, cam așa este că. Dacă n-ai ajuns, n-ai ajuns în contact cu o secție de ortopedie, cu o secție de urgență, cu politraume, cu din astea, eu un, un, blind spot despre care nici măcar nu știi că există. Deci habar nu ai că există decât de așa, că l-ai văzut prin filme. De aici, am ai, ce treaba mea că dacă nu lucrezi acolo, nu lucrezi acum. Dar în 2-3 ani poate că lucrezi și trebuie să știi ce nu știi. Dar ă, clar trebuie să ne respectăm. Asta îmi doresc cel mai tare, să ne respectăm noi înșine întâi meseria. Și uh, cu asta, dacă facem asta, eu cred că o să vină automat pe mai departe și respectul celorlalte specialități. Pentru că odată ce îți respecti meseria, ți-o faci cu seriozitate, te chinui să te antrenezi, să te treinezi, să te duci la cursuri, să te specializezi și automat cu chestia asta vine și respectul celorlalți, cred eu, pentru că vei fi mai bun decât alții. Dacă nu faci chestia asta și dai rezultate la futui măsa, pardon, scuzați, atunci salut. Cine să te respecte? Cum să cer respectul altcuiva dacă nici măcar tu, adică și tu îți bagi joc de tine? Dar sunt convins că cei care ne ascultă și care <laughs> fac într-un fel sau altul vor fi foarte greu de, de, scos din bula asta pentru că fiecare trește în bula lui. Cei care fac întotdeauna așa, vor face întotdeauna așa și ceilalți la fel, greu să treci dintr-o bulă în alta, foarte greu și ca să treci dintr-o bulă în alta ai nevoie de niște, niște șocuri, niște șoculețe, niște experiențe care de obicei sunt neplăcute. Adică na, oameni care au trecut, spre exemplu, printr-un proces de malpraxis sau ceva au, au realizat ulterior că da, era bine să știm niște lucruri, era bine să știm să ne protejăm, era bine să avem niște cunoștințe, era bine să nu știu ce. Uh, și schimbă lucrurile sau mai sunt multe alte evenimente care poate să-ți schimbe. Dar, uh, scuze pentru acest monolog, dar mai provocat, <laughs> uh, asta, asta este și am mare speranță în voi că nu neapărat voi două, dar voi două cu siguranță veți schimba niște lucruri în radiologie, uh, la voi ăștia tineri, da? deci ăștia tineri acum care v-ați născut în epoca ai pentru care AI-ul va fi ca și cum să zic eu, ca apa, ca aerul, am mari speranță că va fi foarte bine de aici încolo. În detrimentul celor care se vor feri de AI, ca unii de apă și săpun. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. N-a fost ușor să ne sincronizăm toți trei. Pe două țări diferite, pe două fusuri, 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 orare diferite. Monica, Raluca, mulțumesc mult. Un, ultimă chestie. Ce le urați voi, colegilor, mai tineri decât voi, da? Ălor, de anul întâi, doi, așa, ce le, ce le spuneți din perspectiva celor mai mari, că acum sunteți mari? Da, pot să încep eu? Te rog. Da, le-aș le recomanda să aibă parte de multe experiențe diverse, să încerce, să facă stagii în cât mai multe spitale, să interacționeze cu cât mai mulți doctori, pentru că fiecare doctor are plusurile, minusurile lui, suntem oameni personalitățile sunt diferite, nu putem să lăsăm cu totul personalitatea acasă și să intrăm pe ușa spitalului și să fim cu toți la fel. Și atunci am vezi de la fiecare ce are bun um, și fiecare, experiențele astea de Franța, Germania, Italia, unde vrei tu să te duci, te ajută, te ajută să-ți dai seama cât de puține lucruri știi și trebuie să te expui, te să faci greșeli, pentru că doar așa înveți. Nu vreau să povestesc câte greșeli li fac aici și, și în Franța și câte am învățat așa, dar dacă stai în bula ta și crezi că ești bun, doar pentru că, nu știu, unul, doi doctori de pe secția ta îți spun că te descurci bine, o să ai un șoc în viață. De da, și trebuie corp. să ai mici șocuri tot timpul, mici șocuri tot timpul ca să nu-l ai pe la mare și poate devastator pentru cariera ta. Deci să se expună la cât mai multe șocuri, să meargă să vadă cât mai multe cazuri diverse și să nu le fie frică că până la urmă așa am fost cu toți. Adică cei care ne învață acum au fost și ca noi rezidenți, au făcut aceleași greșeli. Și mai Corect. bine te faci. zilele trecute, ce a spus proful, mai bine te faci de râs în secție cu mine, decât să te faci de râs când vine clinicianul sau un alt invitat de pe altă secție la noi pe secție și tu să nu știi. Mai bine în bucătăria noastră, învățăm cu toți unul de la Corect. altul și când ne vine musafirii să-i poftim cu trebuie, cu, uh, cu răspunsuri corespunzătoare. Da, asta, e o, asta îmi place foarte mult ce ai spus, că seamănă un pic cu treaba asta antreprenorială, că antreprenorii tineri, că ăștia care fac startup-uri și nu știu ce, au vorba asta, fail and fail fast, adică dacă e să eșuezi, să greșești, fă -o repede, nu trebuie să mergi să construiești un business sau ceva și să eșuezi la sfârșit când deja e toată infrastructura și ai oameni și ai... Nu. Eșuează repede ca să ai șansa să o iei de la capă să înveți din aceste greșeli. Și de aia asta, din păcate, lipsa asta de răspundere la care sunt supuși sau la absența răspunderii pentru rezidenții din, din România, pe radiologie cel puțin, că nu știu situația din alte părți, te împiedică să greșești. Da? Pentru că na, dacă nu ai răspundere, dacă nu scrii, nu semnezi cu adevărat chestii, nu ești supus greșelii reale și atunci ai mai greu să înveți și înveți după aia, the hard way. Raluca, tu le urești Fata ceva? meu e să pună cât mai multe întrebări și să nu le fie frică să, Corect. să, să întrebe, <laughs> pentru că e normal să nu știi lucruri cât timp ești la început, adică eu cu întrebările nu eram așa cu multe întrebări la, în anul întâi. Acum le-am achiziționat când pe parcursul timpului am început să devin din ce în ce mai mai insistentă cu ele. da, Acum da, e momentul min. să înveți cât mai mult. Exact. Până la specialitate, întrebări. Iar după specialitate, din nou, nu știu, nu nu renunțați la întrebări. Că întotdeauna se găsește cineva pe care să-l poți întreba ceva și după specialitate. Adică aia e iară, e altă paradigmă sau cu cutumă că dacă ești specialist, gata, ești doctor, ești pe picioarele tale, ești pe naiba, nu ești, ești în continuare învăță cel, depinde de experiența pe care ai acumulat-o și oricând, până la 70-100 de ani, când vrei tu, tot ai ceva de învățat, tot te întâlnești cu ceva de care n-ai mai văzut până acum și întotdeauna se poate găsi cineva care a mai văzut acel ceva. De asta avem grupuri din astea de uh, imagiști care își împărtășesc experiențele, care, na, să sperăm că nu vor fi înlocuite total de AI, că acolo clar experiența e mai, mai mare. Dar, uh, ce să zic, mă bucur. Dar oamenii de au nevoie voastre. de oameni. Oamenii au nevoie și de oameni. Vor exista e, întâlniri, e discuții. Nu, nu există. Nu poți să stai da. doar în fața unui ecran. Clar, cu pandemia ne a învățat asta, că ne sălbăticim și e foarte nasol dacă pierdem contactul cu ceilalți oameni și pierdem ceva din umanitate. Bine, încă o dată mulțumesc mult că ați fost alături de mine. Ce să zic, să spor la treabă, să fiți la fel de întrebăcioase ca și până acum și cu mine și cu alții și cu așa, cu toți oamenii cu care intrați în contact, întrebați goliți de informație, luați tot ce puteți și ne vedem peste 5 ani ca specialiști să vă întreb aceleași câteva întrebări pe care vi le-am pus și astăzi. Mulțumesc de invitație, să ne vedem cu bine și aștept invitația peste 5 ani. Așa. Vedem, Păi, V-am lansat tot spusuri, deja. Mai exact. Ne arde, produzăm atunci. Vedem, vedem. Poate mai Bine. ușor. Dacă, dacă nu, cumva, preluate ea controlul asupra omenirii, și Bine. suntem Bine. un Terminator X, și ne ascundem prin buncăre, da? Să sperăm că nu se va întâmpla asta. Vă salut! Salutări și <laughs>